Paul anunța aseară că mai era puțin și urma un eveniment în casa Mireasa. Asta spre dezamăgirea Adinei. 55 de minute, că vine un tera party. Mă duc la somn. Nu te duce. Ce-am zis că mă duc la somn? Eu mă duc la somn. O lună de relații. La fratele meu nu vii? Mamă, lăsați-mă cu frățiile și cu toate astea pe aici, pe bun. Păi fratele meu vii trec. Du-te tu la frate. Împlinește o lună de relație. Fac ce vreau, nimeni nu-mi comandă. La ce eveniment să particip? Va fi un eveniment mare. Hai, vino repede să umfli baloane. Nu-mi datoare la nimeni. Vino repede să umfli baloane. Pe mine se spargă vreun vas de sânge. Deci m-am gândit, doamnă, matracucă nu înseamnă fată castă, înseamnă e o boală. Și mă gândeam acum la Roxana, dacă se ia pe ea și devine și ea matracucă. Păi te aștepți la orice. Că e contagios. Păi nu ți-ai ce aminte când ne-a făcut cu George matracuș pe amândouă? Viața mea, ia la supadina și gândește-te puțin mai mult la bani. Că vei câștiga. Ai pe diplom? Da. Hai, Roxana, gândește-te la strategiile tale. Să lăsăm deoparte ironia și să vedem ce aniversare se punea la cale. Îmi citeai în palmă lină, mă mințeai și te credeam că să ne ținem, îmi spuneam... Oh! Fetelor, s-a stins lumina în sat. Vă e frică de întuneric, doamna Paula? Hai de acasă, hai să mergem la culcare. La culcare, puișor. Ia, banani. E un scăpător tot ăsta, mă. Yo, sunt superbe, mulțumesc. Blata cu olem până la final. Sur de lovitura în orgolii. Mâinile mele vor rămâne încrucișate până o să pleci de tot sau o să te apropii. Să mă sărut. Mersi, frate. Sper să vă reveniți și voi, sau dacă nu, să fiți fericiți. Da. Măi, Alex, măi, să fiți sănătoși. Să rămână. Să vă iubiți. Să rămână, mulțumim mult. Și fericire, bucurie, înțelegere, dragă, adică... E cea mai tare soacră din... Wow! Dacă mama lui Alex o să fie ca noastră, chiar o să zic mama cu drag. Am făcut acum o lună de zile. Dacă ți-am amintești acum o lună de zile când ai săptat prima oară. E ce era? Am făcut un lucru. Da. Și vreau să mai fac din nou același lucru. Ia loc pe scaunul ăsta. Ai, nu cred. Nu pot, ți-aș cânta din inimă, crede-mă. Dar n-am voce potrivită și nu vreau ca să te pun într-o posturile astea. Așa că ți-am scris o melodie. Bă, credeam că scoate inelul. Da. Și eu la fel, doamne. Era luni septembrie atunci când intram în casă. Te-am privit adânc în ochi, te vedeam, mea mireasă. Frumusețea ta ca un dulce răsărit, mi-ai pictat în suflet soare, cu un zâmbet mai prăjit. Iar eu încercam să par, știi, ușor indiferent. Dar emoția mea trăda, nu eram deloc atent. La tot ce era în jurul vocii tale, mă tupeam ca Olaf, dar tu știai să te ții tare. Și am ajuns după o zi să pășim de dimineață, amândoi prin via plină de emoții, speranță. Ce era în mintea mea, să te pot ține de mână, să-ți dau norii la o parte, să-ți simt inima de zână. Să-ți spun acum zâmbind că știu ce mă îmbăta mai tare. Nu era miros o vie, ci frumusețea ta cea mare. Și să mă ierți că uneori, poate am fost împiedicat. Cu toate astea îți promit să te iubesc neîncetat. Și în fiecare zi și noapte, e numai despre noi. Fiecare pas ce-l facem, vreau să fie doar în doi. Bravo! Bravo! Hai, ce frumos! Ce-o-mi ce frumos! Mulțumim! Foarte frumos! Cine-l-o? Păi, aștept și eu. Ai scos inelul din buzunar, din geantă, de unde? Trebuie să fie ceva și mai oară. Mamă, mai wow! Bă, dar ce versuri frumoase! Mi-a făcut pielea găină și mie. Cei doi se bucurau în continuare de filmulețul primit de la susținători și își trăiau bucuria aniversării de o lună de relație. E chiar cald, nu mai pot de cald. Știi, tu ce ziceam. Eu sunt cu emoțiile.
Da, bine, ai și organizat tot, era și normal. Am luat poziție foarte puțin timp. A fost pe foc, pe grabă, pe toate. Oricum, e cea mai frumoasă aniversare pe care am avut-o vreodată. Wow. Ia, ce faci, mă, croniță? Nu cred! Doamne, cât de tare! În primul rând asta. Știu că nu te încântă foarte mult cuvintele, dar am ales să scriu câteva rânduri. Promis să nu fiu mult prea poet, ci să fiu cât mai simplu în tot ceea ce citește. Așa că citește, rău. Au trecut 2 luni și câteva zile de când te-am văzut pentru prima dată în realitate. Știu că din partea mea a fost un început, nu prea reușit. Vreau să-ți mulțumesc totuși că ai avut răbdare. Au fost momente când poate vorbeam prea mult sau poate nu spuneam lucruri concrete. Îți mulțumesc că mă completez, că mă fac să râd de fericire. Îți mulțumesc că m-ai făcut să văd în tine o iubită, o soție, o mamă pentru viitorul meu copil. Tot momentul pe care l-ai pregătit a fost wow, adică a fost cea mai frumoasă aniversare din viața mea. Și pun și zilele de naștere și nu-s puține. Mă bucur mult să aud. Dacă la început mi se părea că e prea mult și că sunt stângace și că sigur știu ceva și poate de emoții, nu-mi doream să fiu acolo. Adică îmi place să mă uit la lucruri de genul, dar e ciudat când ne trăiești tu, mai ales genul meu de caracter. Cum deja încep să mă obișnuiesc, așa că vezi și mai vreme. La mulți ani! Mulțumim! Să fiți sănătoși și să vă iubiți! Chiar cea mai frumoasă? Da. Nu știu, a fost foarte emoționat și mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut? Ce te-a impresionat atât de mult? Tot ce a scris și tot ce a făcut. În special ce a scris, versurile. Versurile, că așa de făcut, cumva... Cu ajutorul băieților, evident. Da, da. Bineînțeles, vreau să remunțumesc. Și încă o remarcă, pe care nu prea, mă rog, e o situație pe care nu prea o înțeleg. Sezonul trecut și fetele făceau surprize, adică voi vă lăsați doar pe... O lăsați doar pe seama băieților? Dar au făcut și fetele. Au făcut și fetele, da. Dar Luca a vrut să facă ceva, de-aia am spus să nu... Nu e vorba de asta, dar sincer nu aveam nimic și nu obișnuiesc să cer nimic pe antena prea, adică nici măcar părinților. Zi, Alex, ai fost emoționat? Da, dar n-ai de fiecare dată. N-ai vrut să cânti, acum o să zic Adina că ți-a spus Raluca la hotel să nu mai cânti. Nu, sunt puțin era răcit. Teama. Sunt puțin răcit și... E relevant ce spune Adina, chiar mă bucur că n-am participat, prefer să fie oameni doar care, cei care simt să participe. Oricum, dar totuși așa de brusc, adică, măi, oameni buni, eu nu înțeleg, adică, ce Dumnezeu, în casa asta vă sugeți așa de la o zi? Eu am limite, doamna Fimona, am și eu limitele mele, adică țin în mine cât pot, dacă nu pot, nu mai pot. Te uite, Roxana a fost. Păi Roxana a fost pentru Paul, mi-a spus. Dar ce treabă are Paul? Că o să vedeți ce discuții au fost între Paul și Alex. Imediat după pauză vedem ce s-a întâmplat în prima parte. Adică ce treabă are Paul? Dar din punctul meu de vedere chiar nu e obligat nimeni să participe. Participă doar cei care simt și mă bucur că nu face nimeni nimic de complizență. Adică prefer să stai în cameră sau să stai în curte, e alegerea ta. Adică eu mă bucur de ce trăiesc eu și atât. Nu am așteptări să se bucure ceilalți. E normal, e o competiție. Corect. Și... Dacă ar fi niște colegi obișnuiți cum au fost până acum. Dar cred că mirarea noastră a tuturor este că ele nu sunt niște colegi obișnuite, pentru că voi ați fost acolo într-o complicitate 3 luni de zile și dintr-o dată s-a rupt această treabă. Pentru mine nu este o mirare foarte mare, adică nici măcar nu m-am felicitat când am făcut un cuplu, de ce s-ar bucura la o lună. Și nu zic de Roxy, zic de Adina, adică nu e genul care se bucure pentru momente, nici zile de naștere, adică e genul mai introvertit, nu știu. Sau nu se bucură la momente de genul ăsta. Păi atunci de ce te-ai mirat când te-a bucurat? Că nu te-a... Păi nu, m-ați întrebat de prietenie sau de lucruri. Adică eu apreciez dacă știi că ești prietena mea. N-ai rupt atunci. Adică asta nu înțeleg eu. Că am mai spus și în prima parte, inclusiv luni când s-au întors oamenii ăștia de la Chișinău și când ați văzut povestea, vă dădeați scoate și râdeați aici în dreapta mea.
Încă am fost șocată și toată casa a fost șocată. Adică după ce am vorbit cu Inga și am povestit foarte mult, m-au încercat. Dar nu vorbesc de situația, vorbesc de relaționarea voastră. Bun, lasă-o este, pe Inga. Bun, este alegerea mea. Poate că și mie s-au acumulat foarte multe lucruri și vreau să, dacă ele consideră că m-am schimbat, ok, m-am schimbat, așa sunt. Vreau să trăiesc cu Alex. Vreau să și Alex s-a schimbat. De ce te-ai schimbat de cămașă? Am făcut strategie. Am vrut să spun asta de cămașă. Te-a certat stilista? Nu. Cred că, deci, să nu mai fie femeie, vrea și el să fie bărbat, nu mai umblă negări aceia. Ce zici? Ia, bine că umbli tu hainele Roxanei, e foarte bine așa. Păi măcar. Da, măcar. Asta zic și eu. Concluzionez o chestie cu tine. Mai devreme spuneai de sex appeal. Te-am votat la sex appeal strict că ești prietena Raluca, nu de altceva. Păi, dar cum am și numit. A fost fals, exact. A fost sincer, a fost fals. A fost fals, așa cum te-ai și așteptat. Deci cam atitudine de bărbat, dar tu... N-am zis că atitudine, chiar nu ești bărbat. Potolit, vorbiți așa ca la piață, suntem în târg aici. Păi da, suntem în târg. Uite unde ai venit. Da. N-am zis că ai atitudine de bărbat, am zis că nu-mi exprim feminitatea ta. Ok, de ce m-ai votat la sex appeal? Pentru că ești prietena la lucru. Deci ai fost fals. Da, a fost fals. Da, este fals, și tu umbli negări. Ăștia nu. Păi eu că te-ai cinculat Raluca. Păi și tu porți hainele Roxanei și nu deranjează pe nimeni asta. Fiecare are... Da, dar nu hainele, nu... Diferența e că eu îmi calc lucru hainele. Da, bravo. Da, și umbli negări. Da, umblă negăr, fata. Acum are noroc, da, jignir, nu, chiar nu ți-e loc aici. Poți să observi. Adina, uite-te și la... Am păi, da, pentru o femeie și tocmai de asta nu intru într-un discurs cu tine. Păi da? Majoritatea băieților de ei sunt așa. Pot să închei un discurs cu tine imediat. Așa da. Cum? Nu, acum te înțeleg de ce nu ți-ai făcut cuplu. Chiar n-aveai cu cine. Să crezi tu că n-aveam cu cine. Chiar n-aveai, nu-ți mai marți. Nu e nimeni pe nivelul tău, asta e clar. Păi niciunul. Păi da, asta zici. Da, a fost o aniversare foarte frumoasă. Și dar de ce te-ai schimbat? Era cu ăsta mea personală, nu? Colegul dumneavoastră a spus că erau cămașe cu pătrățele și nu era ok pentru TV. Ah, ok, deci era erau interlines, da. Da, de asta m-am schimbat. Am înțeles. Da, ce să zic? Măi, fetelor, continuăm după pauză, pentru că azi dimineață a fost o discuție între Roxana și Adina despre Raluca. Și vedem și noi. Ce, doamnelor, mai puteți? Haideți că decât cu lista de cumpărături, bine. Nu? Sau curățenia, serios. Păi nu, relații interumane. Ziceau de mame că nu dăm exemplu, că ne certăm și acum s-a întors roata. Păi și m-ați auzit pe mine vreo discuție? Nu, sau stai eu, că am ceva de spus, vedem după.